Năvodărenii au de unde alege atunci când vine vorba de mărțișoare. Sunt expuse modele tradiționale cu trifoi sau coșar, dar și unele moderne, cum ar fi, de exemplu, mărțișoarele cu personaje din desene animate. Multe mărțișoare mai frumoase și mai ștersificată, deci prețurile sunt mai ieftine. Sunt modele tradiționale? Da, da. Am și de făcute de mână, manuale. Ce se caută cel mai mult? Mai mult astea la alte, nu manuale. Deci care sunt cumpărate, cum ar veni. Până când veți mai sta aici? Până pe 8. Vă așteptați la vânzări mari? Sperăm. Ați fost și anul trecut aici? Am făcut, da, de 3 ani suntem aici. Și sunt interesanți năvodărenii de mărțișoare, mai cumpără? Da, mai cumpără. Chiar a mers și anul trecut și acum 2 ani, a mers foarte bine. Se caută și bijuteriile. Bijuteriile mai ieftine, ca să poată să-și permită. Deja cumpărătorii au început să apară. Aceștia spun că vor să aleagă din timp darurile pentru 1 martie. Da, tocmai am cumpărat o brățară. Obișnuiți să oferiți mărțișoare? Domnișoarelor, da. Și femeilor mai în vârstă. La mătuși, la mătușe. Optați pentru mărțișoarele tradiționale sau pentru bijuterii? Mai mult bijuterii. Mai mult bijuterii, da. Anul acesta ați apucat să cumpărați? Da. Târgul de mărțișoare din Năvodari va fi deschis până pe data de 8 martie.